Pentru a ne deplasa pe teren drept sau chiar la deal, folosim câteva mișcări împrumutate din skateboarding, numite pe scurt skating. Încearcă să te familiarizezi cu skatingul, întrucât îl vei folosi atât la început, cât și după ce vei învăța să te dai. Prin urmare, ne vom prinde placa doar de piciorul de bază, lăsându-l pe cel din spate liber pentru a ne putea împinge cu el. Caută un loc cât mai lin sau aproape plat. Prinde placa cu ambele mâini și așează-o pe zăpadă, iar apoi așează piciorul din spate jumătate pe placă și jumătate pe zăpadă. În acest fel, nici tu, nici placa nu veți aluneca la vale. Acum, leagă-ți piciorul de bază în legătură, încheiind mai întâi strapul de la gleznă pentru a fixa călcâiul, iar apoi pe cel de la vârfuri. Pentru deplasare, cu ajutorul piciorului de bază, orientează placa în direcția dorită. Piciorul liber îl vei așeza în spatele cantului de la călcâie. Cu ajutorul lui vom împinge ușor placa cu o mișcare continuă. După fiecare împingere, încearcă să pui piciorul liber pe placă pentru a avea echilibru. Când placa încetinește, repetă mișcarea. Pentru a opri din skating, e suficient să lași piciorul liber pe zăpadă. Frecarea acestuia cu zăpada te va încetini. Secretul aici este să nu cobori brusc piciorul. Mișcarea trebuie să fie lentă și progresivă, astfel încât acesta să nu rămână blocat în urma plăcii. Un alt lucru important la început este să știm să controlăm placa având un singur picior prins în legătură. Și anume, să ne întoarcem într-o parte sau în alta, să urcăm sau să coborâm cu un singur picior prins în placă sau să traversăm pârtia cu un singur picior în placă, pe diagonală, fie pe vârfuri, fie pe călcâie. Primul lucru este acela de întoarcere. Și anume, avem un picior prins în legătură și unul pe placă, punem piciorul care nu este prins în legătură, îl punem jos, mutăm greutatea pe el, după care ridicăm placa cu piciorul prins în placă și o întoarcem, fie 90 de grade, după care punem piciorul jos din nou și încă 90 de grade și ne-am întors, fie dintr-o singură mișcare. Acum depinde de mobilitatea fiecăruia. Mișcarea se poate face fie peste cantul de vârfuri, fie în spatele cantului de călcâie. Direcția de mișcare este tot timpul aceeași. Pentru a urca, vom face un exercițiu pe care l-am învățat în școala generală și anume pasul adăugat. Ne punem perpendicular cu placa pe direcția de urcare. Punem mai întâi presiune pe vârfuri. Punem piciorul desprins de legătură în fața plăcii și facem un pas adăugat. La coborâre vom executa mișcarea de rotație. Hop. Încercăm să punem cât mai multă greutate pe piciorul care nu este prins în placă atunci când nu este nevoie. De exemplu, când coborâm și facem pas adăugat, mai întâi punem greutatea pe piciorul prins în placă, apoi pe cel desprins. Pun greutatea pe placă, revin, pun pe cel desprins. Și tot așa.